Pentru că omul nou, care lua chipul noi în urma cuvântului pe care l-am primit, el este din Dumnezeu. El nu e aici de pe pământ. El nu aparține lui viața și zilea. În locul lui, când va fi să plece, e în cer, acolo e patria lui. Acolo e tatăl lui. Acolo este cetatea lui. Acolo, Biblia când vorbește că am devenit cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu. Cetățean înseamnă cel ce va moșteni, cel ce va fi pentru totdeauna în acel loc care îi aparține prin cetățenia de care îi dispune. Un copil când se naște într-o țară străină, vine în țara, ca să zicem așa, el este cetățean al acelui țel unde s-a născut. Nu mai e nevoie de un timp de așteptare ca să devin cetățean. Nașterea e de dreptul de cetățean. Așa și noi. Prin nașterea din nou, noi am devenit cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Domnul Iisus spune, voi nu sunteți de jos, după cum nici eu nu sunt de jos. El are în vedere prin nașterea pe care avem de sus, la Dumnezeu. Și în momentul în care un om are această naștere, el este un copil al lui Dumnezeu. El nu e pe pământ, dar el este ca un străin pe pământ. Pământul și lumea nu mai aparține. De aceea Cuvântul spune, vă sfătuiesc ca prin și străin și călător, spunea Apostolul. Când vine el cu acest sfat, el vrea să ne învețe a nu a ne lipi inima de veacul acesta, cum nu trebuie să-l spune, care este rău și stricat. Deci dacă trebuie să alipești inima de el, atunci ți-ai pierdut ce căsărânia de sus. Revin la versetul care am spus mai înainte, dacă rămâneți în mine și dacă rămâneți în cuvintele mele, cereți orice veți vrea și veți primi. Asta este o condiție ca să primești tot ce te rogi lui Dumnezeu, întrebarea trebuie să-ți o pui. Sunt eu rămas cu adevărat în Hristos și cuvintele lui sunt ele în mine. Când am această credințare, atunci știu că ruga mea este ascultată. Pentru că Biblia vorbește și asta este credința în sufletul lui. Zice, poate mama să-și uite copilul și sunt și alte cuvinte acolo. Și Domnul spune mai departe, care el se arată mult mai credincios ca o mamă față de copil. Și chiar dacă l-a uitat eu totuși, nu o voi uita. Astea sunt cuvintele Mântuitorului și pentru cei care rămân în el și cuvintele lui de asemenea. De aceea, mai departe spune, atunci când se întâmplă să trec prin astfel de încercări sau ispite, alerg la rugăciune și prin Hristos din nou primesc. De ce prin Hristos și nu în fel? Cum oare numai prin Hristos noi putem să ne reparăm greșelile, să devenim iarăși apostoli? Nu se poate prin nimic repara, nimic nu poate șterge păcatele făcute de noi, nimic nu ne poate așeza iarăși într-o stare după voia lui Dumnezeu, decât numai Iisus ca mare preot și prin jertfa de la Golgota. Ăsta e mare de adevăr. Religia de afară, care nu are în vedere acest lucru și se imaginește la multe fapte, păcându-le de Dumnezeu, să nu le iasă păcatul și cum de pomană sau să nu știu ce altă lucruri, este o greșeală. Faptele bune se răspătesc, e foarte adevărat, dar ele nu pot șterge păcatele. Păcatele nu se șterge decât cu sânge. Plata păcatului este moartea, așa spune Scriptura. Numai sângele lui Iisus poate șterge păcatele, să știți. De aceea, Cuvântul spune că prin Hristos de nou primesc tărie să le înving pe toate și iarăși pacea îmi regăsesc. Pacea, că nu poți avea pace decât atunci când Dumnezeu nu mai are nimic împotriva ta. Oare câte vreme păcatul există nemărturisit, nerecunoscut și poți mai departe din tine, făcând anumite fapte,
Deci eu nu primești domnul lucrul ăsta. Dar mă duc am văzut în Scriptură care este acesta de voi. Când s-au întors de la războiul care l-a avut în Amalec, el vinea cu turni după el. Astea erau fapte, domnule. Tot ce a fost mai bun, mai gras, mai plăcut, a adus. Dar odată cu aceste turne, era și Avram, care este icoana Satanei. Domnul a poruncit prin proroc și a spus, du-te și fă război și nimicește tot ce este al lui Adam, al lui Amalek. Iar a nimicit ce a fost prost. Și în lume, când este vorba să slujim lui Dumnezeu, ne păgăm de ceea ce au zis și așa, asta nu mai valoare și o dau după mare. Asta o fac. Și ce e bun, ăsta nu pentru noi. Exact ca și salvezi. O lepădare de noi înșine înseamnă, de fapt, a renunța la tot ce există și aparține firii sau omului vechi sau trecutului și îl primești pe Hristos. Această dăruire de plină a ființei noastre înseamnă ascultare. Și când el sau se prezintă în fața prorocului, îi vorbește, după ce îi arată greșeala făcută, zice, ascultă aici, ascultarea face mai multe pe jertfele. Și păzirea poruncilor mai multe pe tablele de tot. Pentru că a lepădat cuvântul Domnului, zic, și nu te-a părut, și toate nu s-au. Deci, lupta pe care el a dus-o în războiul, câștigat-o, și a adus multe prale după el. Totul a fost locat. S-a ales un cuvânt de ocară și cu acea lepădare. Și pentru că n-ai ascultat, Domnul te-a lepădat. Nu știu că putem noi să învățăm aceste lecții. Asta este o lecție în Scriptură, să știți. Un elev sau un student care nu ține seama de ceea ce se predă și trece cu vederea și lasă, că eu rândul care la sfârșit de an se pomenește cu ce se pomenește. Vezi? Oare dacă în viața de credință nu se urmărește cuvânt cu cuvânt și zi cu zi se vezi că este cunată Domnului. Am avut în prima stofă aici când se întâmplă astfel de ispite în viață, când se întâmplă multe greșeli și păcate, eu mi-am pierdut pacea. Nu mă pot regăsi decât prin pocăință. Pocăință înseamnă, de fapt, a recunoaște că ce ai gândit sau ce ai făcut n-a fost bine. Și atunci, acel rău nu poți îndepărta din cugetul tău, pentru că el persistă acolo și îți ia pacea și nu ai bucurie. Evanghelistul Ioan, când vorbește despre acest adevăr care spune acum, el spune așa, zice, dacă nu ne osândește inima noastră, avem o îndrăzneală la Dumnezeu. Dacă să nu te osândească inima, trebuie să știi ce ai de făcut. Iar ceea ce ai de făcut tu, care ești copil al lui Dumnezeu, te orientezi la ce spun Scripturile, nu la o pomană, nu la o faptă bună, păcatul nu se iartă prin asta, să știți. Cuvântul de îndeamnă foarte bine. La picioarele lui, lacrima pocăinții și credința ce a făcut Dumnezeu pentru răscumpărarea noastră. Asta, din poate, le-a avut și din nou în suflet. Pacea, liniștea și odihna sufletului. Ce spune acum este valabil pentru cei născuți din nou. Pentru oamenii nenăscuți din nou, tot ce spun acum din Scriptură, sunt vorbe. Și ca atare, el își trăiește viața mai departe în felul lumii. În Hristos, în felul lumii, cum spune Pavel. Dar la asta nu te ajută la nimic, să știi. De aceea, cuvântul ne învață și cine are urechi au zis, audă sau ascult. Avem toți urechi, dar se pune întrebarea, cât știu eu să ascult? Pentru că dacă nu știi să asculți, că nu se vede nimic schimbat în viața ta, rămâi tot care ai fost. Că nu te ajută nimic. Păi și m-am pocăit, zice, Doamne,
îmi schimb haine, mai ales partea feminină. Deci sunt pocăit de cum vadă, pe mâna asta e pocăință. Pocăință este inima. Dacă inima s-a schimbat, și haine s-au schimbat. Dar dacă schimb numai haina și pocăința nu o cunoști din adâncul inimii, tu ești tot firesc lumea. Un lup, dacă îl îmbraci în piele de oaie, tot lup. Blana care e pusă nu schimbă. Știți, dacă avem un gram de minte și judecăm lucrurile așa frumos, logic, poți să dai seama ușor ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu. Adeseori, dureri amare adânc încearcă viața mea. Și foarte adevărat, de multe ori ne aflăm în asemenea situație. Și dreapta încrederii cărare așa de greu o pot să ia. Sigur, mi pare foarte greu uneori această cale îngustă, dreaptă, anevoioasă, dar ceea ce de farmic sufletului pe această cale e Hristosul Dumnezeu. Pentru că nu mai e nici îngustă, nu mai e nici anevoioasă, nu mai e nici grea. Pentru că atunci când vorbim despre prezența lui Hristos în noi, asta înseamnă, de fapt, ce spune cuvântul despre dragoste, că e mai tare decât moartea. Și când inima ta e Hristos, care este dragostea lui Dumnezeu întrupată, deci pe cruce, acolo, la Golgota, era dragostea lui Dumnezeu pierovită. Căci Iisus este dragostea Tatălui Ceresc. Când acest Hristos răsfrânit pe lemn, care a fost pentru păcatele noastre, el răuntul nostru calea, oricât a fie de îngustă, oricât a fie de nevoioasă, oricât de ocară, aș avea în lumea asta din pricina numelui Lui, nu mai este greu. De ce? Pentru că Hristos e mai mult și mai presus de orice, chiar de viața mea. Dacă pentru acest lucru, pentru că îl iubesc, trebuie astăzi să mor și nu numai o dată, ori de câte ori ar nevoie. Când Biblia vorbește și se mor față de păcat, în acest cuvânt se înțelege, eu nu mai datorez nimic fiului pământești. Și ca tare, dacă pentru numele Lui trebuie să fiu supus la multe cazne și necazuri și încercări, slăvit să fie numele. Eu știu că astea sunt pe moment o ocară, o suferință de o clipă, dar care după ce urmează o veșnică slavă pe care Dumnezeu urmăra. Iar slava, mă rog, iarăși aici, mă gândesc la cunună, mă gândesc să fiu indicat cu ce cesură, nu asta. Pentru mine, slava pe care mi-o doresc este ceea ce este și acum. Ceea ce este acum, într-o lume care este așa cum este ea, pentru mine, Hristos este slava mea. Și pe El îl vreau, așa cum aici cu El, oriunde și în orice situație m-am aflat, am fost pe deplin fericit, cum a spus și David. Și paharul meu este plin de drept peste El. Când El a vorbit de acest pahar plin de drept peste El, nu era în locul de cereș. Era și El ca om pe pământ ca și noi. Prin necazuri, prin suferințe, prin încercări, dar Dumnezeu care îi umplea inima, era pe deplin fericit. V-am spus și spun și acum, acolo unde m-am spus de atâtea ori, unde nici șapte am zis să nu treacă din la trecut, aveam atâta pace și atâta bucurie în suflet, dar când am spus, Doamne, dacă în ceruri, când va fi să mă duci, voi fi tot atât de fericit cum sunt acum aici în lanță, slavă numele Tău, mai mult nu vrea. Deci asta înseamnă prezența lui Dumnezeu în noi.
Deci bucuria de plină, fericirea, nu s-o dă ce te înconjoară, ci ceea ce este înăuntru tău. Dacă Hristos îți simte inima, asta e bucuria de plină. Apoi spune mai departe, adeseori putere dușmane spre mine năvălesc un pic, lăsând în viața numai rane și sufletul adânc îndăugit. Ăsta e un mare adevărat. Toți copiii Domnului au trecut pe această vale a plânării. Ce este scutit de aceste încercări pentru numele Lui Iisus, dar n-ai venit cu Dumnezeu. Așa și părinții lumești afară, că îți moare cineva, că ai trezut nu știu ce și ce spune, păi aia nu e o încercare a credinței. Încercarea credinței este atunci numai când pentru numele Lui, numai din pricina Lui, te lovește aceste puteri ale satanei. Atunci suflet pentru numele Lui. Nu toți, că mulți, dar și eu am făcut pușcării. Întrebarea bună, dar pentru ce ai făcut-o? Păi zice, nu pentru numele Lui. Atunci, aia nu s-a în vedere. Când ai trebuit un asemenea om, nu are nimic, niciodată nu-i față de el. Un pahar cu apă, dacă îl dai, ca să ai răsplată, vă spune acolo ce, numai dacă dai în numele Lui ucinic al meu. Adică să ai în vedere că acel care este lui paharul este un copil al lui Dumnezeu și prin asta de-aia l-a răsplată. Deci Dumnezeu rămâne dator față de omul care face o faptă în numele Lui. Vezi? Haide să învățăm să-L cunoaștem, nu? Pentru că noi de multe ori facem așa o confuzie în ce citim sau învățăm și nu putem deosebi lucrurile. Când este vorba de Hristos, e Hristos și nu Lui. Când e vorba de Împărăția Lui Dumnezeu, e Împărăția Lui Dumnezeu și nu o lume zis creștină. Biserica nu-i biserică, tot ce numește lumea biserică. Biserică înseamnă eclesia, aceea pe care Dumnezeu a pus-o deoparte pentru El, ca să slujească din laură slavei numelui Lui. Te poți să numești biserică în lumea de afară, în jur, care fur, fac toate postile și încă noi suntem biserica, cum vreau să se numească. Pe și asta e biserica. De aceea Dumnezeu care ne-a iubit și ne-a chemat din întunericul acesta, al necredinței, la așa o viață cu Domnul, noi suntem binecuvântați datorită alegerii care ne bucurăm de partea lui Dumnezeu, datorită harului care ne s-a făcut ca să-L cunoaștem și să ne vedem de aia Biblia vorbește despre cei care au trebuit Sfântul Hristos, că a fost zidit în Hristos Iisus. Păi se poate vorbi despre un om de afară că el este zidit în Hristos Iisus, când el se poate ca un nenorocit. Are cuvinte, așa cuvinte grele sunt în Scriptură pentru cei ce sunt afară, pentru cei ce se poate vorbi. Multe cuvinte, foarte grele. Într-un loc se întâlnesc ca un măgar pe Israel și un măgar încăpățânat. În alt loc, pui de șerpi și de năpârci. Și câte alte cuvinte. Păi se poate vorbi oare despre un popor al lui Dumnezeu alcătuit din asemenea sufletele în rele, pui de șerpi și de năpârci. Ioan Botezătorul le vorbește, cine va învăța să fugiți de lumina viitoare? Adică veneau să se boteze, că dacă s-au botezat, dar cum nu gata, dar un păcat cu Dumnezeu. Și Ioan îi spune de eu, ce faceți fapte vrednice de pocăința noastră? Nu, vii și te bagi în apă, dar cum gata, eu m-am pocăit. Dar nu vrea să se petre și astăzi. Nu știu, dacă ne lipsește mintea, nu, nimic nu învățăm și ne ducem în iar. Ăsta e marele adevăr, să știți. De aceea Biblia vorbește că înțelepciunea este un izvor de mântuire. Spune undeva într-un verset.
De ce? Pentru că omul prin înțelepciune percepe lucrurile și știe ce are de făcut ca să ajungă la ceea ce își are pe inimă, mântuirea sufletului. O sfânt liman al rugăciunii, ce scut nedepășit în ești, ce liniște, ce putere și ce adăpost îndărâiești. Iată ce este rugăciunea. Cuvinte a unui suflet care cunoaște pe Dumnezeu și care știe că numai la Domnul îl găsește în scăparea. De aceea, să-i dăm slavă lui Dumnezeu care este și cu noi și El să-i facă acel lucru cu fiecare, să ne deschidem mintea, să înțelegem Scripturile, să ne dea acea lumină și percepere, să știm fiecare cum și percepere ne putem mântui Sfântului. Dorim astăzi cu ajutorul Domnului, ne vom opri, să știm în ce fel Dumnezeu ne poate mântui Sfântului, în ce și cum putem să ajungem la acel har. Apostolul Pavel, în Epistola de la Romani, el arată foarte limpede modul, felul în care Dumnezeu poate mântui sufletele. Acest lucru putem să știm cu toții. Pentru că atunci când avem în spate pe cineva care caută mântuirea, să știm ce Dumnezeu se spune și cum putem să îndreptăm privire spre acel pe care Tatăl a numit pentru noi Salvatorul. De aceea, nu putem mărturisi un suflet, ceea ce poate mântui decât numai dacă noi mai întâi suntem pe deplin încredințați că suntem mântuiți. Un om care nu are această încredințare că este mântuit, când vorbește unui om pentru mântuire, el vorbește așa ca unul care cu da și nu. Orice cuvânt, dacă nu vine dintr-o încredințare de plină, n-are puterea de a-l convinge pe celălalt în ce vrei să-i spui. Numai când tu ești pe deplin încredințat, atunci cuvântul are puterea de a-l face și pe cel care te ascultă să se bucure de ceea ce tu ai și în ce te bucuri. Dacă în lumea religioasă de afară oamenii rămân mai departe tot așa cum îi vedem, necazul e că cei care vorbesc, cei care mărturisesc, ei înșiși nu au această încredințare că sunt mântuiți. Și dacă omul nu are această încredințare că el este mântuit, sigur, cuvintele lui nu pot avea tăria de a încredința pe ceilalți care îl ascultă că pot să fie mântuit prin ceea ce eu spun. Este un lucru foarte nepotrivit când auzim pe unii care te găsesc pe patul morții și a fost poate viața lui un slujitor al bisericii. Și Dumnezeu să-l ierte. Îi facem o comandă, îi facem un testat, îi facem ceva, nu se ierte păcatele. Este un fel de două feluri. Un om care se dă slujitor Evangheliei și după aceea să se spună când el a murit să facem ceva pentru iertarea păcatelor ei. Ce poți să mai înțelegi? Ce mântuire poate fi aceea pe care el, cât a trăit, ceva a spus? De aceea care au rămas în urmă, se roagă pentru iertarea păcatelor. Deci, această amestecătură de idei, de păreri, nu duce nicăieri. Omul rămâne mai departe sub o sânda păcatului. Rămâne mai departe sub o sânda păcatului
Chiar dacă aici, Chetonen, a făcut o slujbă, cu zis, cu gândul că o face pentru Dumnezeu, dar el însuși nu era un suflet mântuit și recumpărat de Dumnezeu. Atunci, nici el și nici cei pe care i-a învățat, m-a gândit el, n-a ajuns nicăieri. Nu se poate mântui așa. De aceea noi avem o datorie înaintea Domnului, cei care suntem în adunare lui Dumnezeu, să învățăm și să știm cum să spunem celor de noi, cum poate cineva să fie mântuit. Este o datorie. Dar acest lucru nu poți face mai bine dacă tu nu ești pe deplină credința, tu ești. Fie nu au avut așa multă cunoștință despre Domnul, nici nu știa locul unde s-a născut, nici în sfârșit. Dacă îl întâlnește pe Natanael, om învățat, om care știa Scripturile, dar interesant este că Filip, când îl prezintă pe Iisus ca Mesia, îi spune noi, tu știi că ne-am găsit pe Mesia, și îi vorbește de localitatea unde știa Filip că a crescut Iisus, Nazaret. Dar acest om învățat, pe loc își pune întrebare și îl întreabă pe Filip, dar ce, poate ieși ceva bun din Nazaret? Pentru că el știa că nu din Nazaret va veni Mesia, ci din Betleem, din cetatea lui David, pentru că după trup el s-a născut din seminția lui Iuda, unul din cei 12 fii ai lui Iacob. Și eu nu știu să-i spun prea multe, dar el era încredințat că Iisus este cu adevărat Mesia. Și atunci nu mai știm ce să-i spună la întrebările puse de Natanael și vino și vezi. Dar acest cuvânt vino și vezi era un cuvânt al încredințării pe care o avea Filip, că Iisus este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Și acest lucru l-a determinat pe Natanael să-l urmeze pe Filip. Și a ajuns la Iisus. N-a mai fost nevoie de Filip să-l lămurească care e adevărata credință sau care este adevăratul Mesie. A fost de ajuns numai să-l apropie de Iisus, că și Iisus îl ia în primire și spune și iată cu adevărat un israelit în care nu există vicănie, vicășul. Și ăsta rămâne pe loc mirat și dar eu nu mă cunoște. Deci, e foarte minunat să știm cum poți să pescuiești un suflet, cum poți să-l aduci la credință. Și Mântuitorul îi amintește o minune care nimeni nu știa decât doar el și părinții lui, care de fapt nu mai erau în viață. Și îi spune și te-am văzut sus mochin, înainte de te-am mochin, sus mochin, era un secret. Acest om, s-a mai vorbit și altă dată în adunare, el a fost născut în timpul când Ierod, la nașterea lui Iisus, a dat pomenit cu toți copiii, poate bătătească să fie omorți. Părinții acestui copil l-a ascuns. I-a făcut o ascunzătoare sub un pom, smochinul un pom foarte mai frunze și acolo, în adăpostul acela, copilul a fost crescut. Dar hotărârea dată de Ierod, copiii din perioada nașterii Iisus, chiar dacă mai târziu se afla că acel om a fost născut în timpul acela, putea fi omorât. Deci, era un secret. Părinții s-au dus, dar el n-a spus nimănui felul în care i-a fost salvat în viața de la moarte. Și Iisus îi spune, te-am văzut. Pe dată și-a dat seama
că nimeni altul n-a știut despre acest lucru decât părinții care nu erau în viață și Dumnezeu. Și pe dată, acest Natanael îl recunoaște pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu. Rabi! Cuvântul ăsta, Rabi! Era cuvântul de uimire, de mirare. Căci se vedea acum în fața acelui care a salvat viața. Și spune, tu ești împăratul Israel, tu ești Mesia. Și Iisus îi spune, și dacă nu mai pentru atâta crezi, cuvântul să nu mai pentru atâta. Mulți gândesc, când citesc locul acela din Scriptură, că ocazional s-a întâmplat să zicem că nu am ales afară sub un pom și Iisus trecând pe drum, l-a văzut acolo. Asta nu e un semn. Asta nu e lucru de mirare, asta nu e ceva care să te facă să crezi că ți-e văzut așa, gata, e Dumnezeu. E vorba de ceva foarte important, ceva ce nimeni nu știa decât numai Dumnezeu, de acest lucru prin care acest pom a fost salvat de moarte. Puterea Evangheliei pentru a mântui sufletele, cum spune Pavel, când și Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricui crede, această Evanghelie, cel care o mărturisește, nu are fapte concrete, mărturii limpezi, nu vorbe, nu povești. Într-un proces, în apare un martor vincinos și este întrebat, zice, era acolo când s-a întâmplat acel lucru ăsta. Deci, încep să strângă din mână. Deci, am auzit. E așa. Ăla nu-i martor. Martor este cel care cu ochii lui a văzut. Când apostolii îl mărturisesc pe Iisus, spune limpede și noi suntem martori și îi arată cum după învierea Iisus a stat în mijlocul lor, le-a arătat semnele cuilor, a vorbit cu ei, după aceea a cerut ceva de mâncare și înaintea noastră a mâncat. Pe cum? Un om omorât și spune că a înviat și când vii cu astfel de dovezi, mai încape vreo îndoială? Nu mai încape nici îndoială. Și când a avut loc înălțarea la cer, mărturisește cuvântul foarte limpede. I-a scos afară din cetate, i-a binecuvântat, a mai avut și alte lucruri să le spun, și pe când e binecuvântat, deodată l-au văzut cum un nor l-a și luat și l-a înălțat și a rămas toți cu ochii ațintiți spre cer. Și un înger a venit și le-a vorbit. De ce stați și vă uitați și priviți? Și așa cum îl vedeți că se uită, și tot așa va veni. Fapte concrete, nu povești, le-a pus. Eu când mă uit în lumea de afară, în crezurile și în părerile și ce le au, că vor ajunge în sânul lui Abraham, sunt o vorbă goară. Să ajunge în sânul lui Abraham cu o pomană și cu o slujbă. În sânul lui Abraham să ajunge, cum i-a spus Iisus lui Nicodim. Trebuie să vă nașteți din nou. Și trebuie, deci numai sectarii cred așa. Și credința noastră nu este așa. Adică credința noastră, adică cum au apucat ei lumea, adică din lumea. Cu obiceiurile ei, cu crezuri și părerile lor. Și oamenii ca atare le păstrează cu gândul că vor ajunge să nu ia pe noapte. Când e vorba de lumină, zice, da, și am mult împărtășit și cu lumânare, deci că nu putem dormi liniștit, că eu sunt la Abraham. Pe întrebarea, cât adevăr e în treaba asta? E lumina de care a vorbit cuvântul spune în limbe, că Hristos este lumina. Pe cum poți să spui tu că un pai de lumânare e lumina de care vorbește Scriptura? Știți? Vă rog să înțelegem acest adevăr. Adunarea, rostul ei, e acela ca sufletele care vin să-și mântuiască sufletul. Dacă aceste suflete care lasă totul la pământ și vin aici și nu le spunem adevărul,
în ziua judecății, când se vor vedea nemântuite, pentru că nu i s-a spus adevărul, acel care s-a dat drept slujitor al bisericii și în loc să-l mărturisească pe Hristos și jertfa și harul Tatălui Ceresc, știți care este pedeapsa? E grozav. Dacă acești păstori lumești, neîntoși la Dumnezeu și păstoresc turma și turma nu e în iar, pedeapsa lor este înfiorătoare, nu așa? Și nu numai, ci sufletele acestea care, datorită învățăturii lor greșite, au ajuns acolo, veșnic la urechile lor, acestor păstori, va veni acele cuvinte prin care îi va osândi, îi va batjocori și îi va face niște picăloși, mincinoși, care sunt cu vorba, fără să ne spun că este adevărat. Și va trebui să sufere acea ocară veșnică. De aceea, nu numai, asta în toate bisericile, nu numai, nu gândesc cum ea că numai biserica a fost om, ci și în adunările creștine. E vampir, ce sunt păstori, nenăscut de nou. Dar felul cum vorbesc, oamenii pot ajunge la mântuire. Pentru că o Evanghelie, dacă ea nu este mărturisită prin Duhul Sfânt, nu mântui pe nimeni. Pentru că Duhul e acel care dă viață. Când Mântuitorul a vorbit despre cuvânt, a spus, cuvintele mele sunt Duh și viață, dacă eu nu sunt născut în nou. Și vreau să vorbesc cuiva din Biblie. Ei citesc și eu ceva din Biblie. Eu îi pot citi, dar cuvintele care le citesc sunt lipsite de Duh. Pentru că îmi lipsește Duhul și dacă cuvântul nu vine prin Duhul, ca să vine prin Duhul, mai întâi eu trebuie să am învăție Duhul Sfânt. Și atunci cuvântul este găsit prin Duhul. Când înțelegem așa, atunci cuvântul are puterea și mântui pe cel căruia îi vorbește. Deci fără acest fel de a ști cum se poate mântui sufletele, e o muncă zădarnică. Un predicator așa a spus, după 3 ani de zile care a predicat la un gol, zice, am fost și eu născut de nou, dar se pune întrebarea, în acei 3 ani în care tu nu erai născut de nou și ai vorbit la amvon, ți-ai pus întrebarea câți s-au mântuit din cuvântul care ai mântuit? Păi zice, vedeți, nu se poate vorbi așa în bucurie de viață. Mântuitorul când a vorbit despre cuvântul lui, pentru cei care cred, zice, și cine crede în mine din inima lui, va curge râul de apă vie, când zice Scriptura. Și acolo, în paranteze, s-a arătat, zice, vorbea despre Duhul Sfânt pe care vreau să-l primească cei ce vor crede în el. Ăsta e izvorul. Și acest izvor Duhului ia din Scriptură cuvintele lui Dumnezeu și reprezintă celui care are nevoie de mântuire. Când înțelegem lucrurile așa, atunci facem o slujbă bună. Atunci poți să spui și tu ca patru, când zice, zice eu lupt, dar nu lupt ca și cum aș lovi cu pumnul în vânt. A lovi cu pumnul în vânt, asta înseamnă de fapt să nu cunoști ce spun Scripturile și ca tare trebuie într-o slujbă care nu-i pentru tine, dragă. Mai întâi pocăiește-te, mai întâi întoarce-te tu la Dumnezeu, mai întâi primește-L tu pe Hristos ca Mântuitor în viața ta și numai după aceea vei avea ce să spui despre El, nu din auzite, ci din ceea ce tu cu ochii tăi ai văzut, din ceea ce tu personal ai gustat și ai văzut că bun este, ai auzit că bun este Domnul și spui și altfel, gustat credem că e bun Domnul, dar tu habar n-ai de această viață din Dumnezeu și spui altfel că e bun Domnul. Așa a venit tânărul bogat și l-a lăudat pe Iisus. Bunule, și dar tot ce mă numești bun? Iisus l-a cunoscut, nu avea nicio legătură cu el. Bogat s-a gândit că dacă e așa bogat, zice Dumnezeu ia taverea. Pe cât bogat nu gândesc în felul ăsta? Și Domnul, păi, și am avut noroc că Dumnezeu, uite, mi-a dat atâta și în sfârșit se laude. Și dacă vrea să vine la Domnul și spune, bunule, dar pentru ce mă numești bun? Vedeți?
Cine îl poate numi bun? Acel care s-a întâlnit cu Iisus, acel care știe cum se numește, e așa frumos, El e acel care ți-a luat povara de pe umăr, El e acel care ți-a luat coșul din mână, nu mai duci greul fără de legilor, al păcatelor, ești un om eliberat, ești un om mântuit, răscumpărat, ești un suflet închinat lui Dumnezeu, ești un copil al lui, ești un ucenic al lui, ești un martor al lui. Și cuvintele care nu sunt minciună, e un adevăr și adevărul mântuie pe oameni. De aceea, iubiții mei frați, cuvântul care vom citi acum din Epistola de la Romani, ca introducere asupra celor cuvinte care urmează, mai întâi citim un cuvânt tot în Romani, ca să înțelegem cine este omul înainte de a fi născut din nou. Evreii gândeau că dacă ei au legea lui Moise, se deosebesc de celelalte popoare care nu aveau legea lui Moise. Dar poate scoate în lumină aici că între iudeu și grec, adică treneamă, nu era nicio deosebire. Deci legea nu a putut să schimbe nimic în viața evreului să facă o făptură nouă. Și spune așa, în capitolul 3 de la versetul 9, ce urmează atunci? Suntem noi, spune Pavel, ca evreu, mai bun decât ei? Nici de cum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. Deci, iată, legea n-a putut mântui pe nimeni. Cu ajutorul Domnului, acest gând din acest loc din Scriptură, îl vom vedea probabil, dacă nu în dimineața aceasta, după marșă, în cuvântul de la Rut, în care Boaz arată limbi pe de când căsătoria cu Rut, ce înseamnă acest cuvânt, dar acum nu spun nimic mai mult, ci vreau numai întâi să vedem că legea n-a putut nimic schimba în viața omului. Omul a rămas mai departe sub puterea păcatului, dar din potrivă Pavel scoate în lumină și acest adevăr, că câte vreme n-a fost o lege, păcatul era mort. Dacă n-a venit legea, ci păcatul a înviat și eu am murit. Deci ăsta a fost efectul legii. Rostul ei a fost să scoată în lumină răul, păcatul care era în calea noastră, pentru că atunci când avea să vină făgăduința, adică cuvântul lui Dumnezeu, omul trebuia să știe prin ce vrea și prin ce se poate mântui sufletul. Ăsta a fost rostul legii. Deci dacă omul nu știe că păcatul e în trupul lui și vorbește de pocăință, când și cum? Uitați-vă la cei de afară, cum și noi poate afli dacă am mântui sufletul la fel ca ei. Și dar ce se... cum să mă focăz? Deci eu sunt, deci ce nu am făcut? Eu n-am omorât pe mine, n-am făcut putare. El se vede că e un om bun. Bun la biserică, fac un comand, fac... păzesc rânduiele care sunt și deci... totul e în ordine. În ordine? Ce ordine poate fi atât timp cât păcatul există în tine? Câte vreme păcatul nu se știe, e sfârșit prin moartea lui Iisus. Și lumea de afară nu știe ce s-a adevărat. Aude despre Iisus că a fost răstignit, a înviat, dar asta e așa, ca și cum aș vorbi despre nu știu cine din istorie. Că nu istoria e moartea și învierea lui Iisus, pentru că nu înseamnă istorie, înseamnă fapta lui Dumnezeu săvârșită de El, prin care eu știu că sunt mântuit și răscumpărat. Asta înseamnă credința. Nu o închipuire a minții din ce se spune istoric. Eu trăiesc moartea lui Iisus și trăiesc învierea lui Iisus. Și vom vedea din cuvântul care va fi mai târziu. Bun, rămân cu atât numai pentru că timp nu pe mine prea mult, trecem acum la tot în această epistolă, la capitolul 5, de la versetul 12. Iată ce spune Pavel mai departe. Păcatul și harul. Două lucruri foarte interesante. Păcatul este cel care pe om îl ține rob sub osânda păcatului, iar harul este ceea ce Dumnezeu Tatăl a făcut ca pe om să-l salveze
de sub această osândă care o aduce păcatul în viața omului. Și Pavel spune rămâi. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Deci, cuvântul este foarte limpede, aproape că nici nu e nevoie de un fel de comentarii, pentru că cine are un gram de percepere poate ușor să înțeleagă aceste cuvinte pe care Pavel le-a scris aici. Căci înainte de lege, păcatul era în lume. Când el vorbește acest lucru, are în vedere timpul de la Adam și până când a venit Moise, când a fost dată legea, și totuși oamenii au murit chiar, dar nu știau motivul morții. Dar motivul era foarte limpede, păcatul care era intrat în lume prin neascultarea unui singur om, al lui Adam. Vom vedea mai târziu cum că și neprihănirea tot astfel se capătă datorită unui singur om. Dar nu-i vorba de primul Adam, ci de cel de-al doilea, care este Hristos Domnul. Dar când vom ajunge la acel loc, vom vorbi mai târziu. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu al lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină, cum am amintit mai înainte. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala. Deci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți, din belșug, această viață din Dumnezeu. Prin cine? Prin acel un singur care este Iisus Hristos Domnul. Asta este temelia credinței unui suflet mântuit. Vă rog foarte mult cei care încă n-ați ajuns la această încredințare fericită, lăsiți-vă, vă rog, inima și fiți cu mare aminte la cuvânt. Dacă vreți cu adevărat să fiți fericiți și aici și în veșnicia care urmează, dacă rămâneți cu inima tot strânsă, tot închisă și tot, și tot cu ochii aici și este pe pământ, nu veți ști niciodată nici care este adevărata bucurie a mântuirii și niciodată nu veți fi plin de acel gând și dor după veșnicia pregătită de Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. De acest lucru veți fi totdeauna străin, ca barul veți avea. Dar din moment ce ajunge la această încredințare că Dumnezeu te iubește și pentru răscumpărare l-a adus pe unicul său fiu jertfă pentru păcatele noastre, credința aceasta în ce a făcut Tatăl pentru noi, când aduce adevărata bucurie, adevărată nădejde că sunt mântuit și răscumpărat de Dumnezeu. Mă uit cu durere și vă mărturisesc limpede. Să nu am nicio vină înaintea lui Dumnezeu în tot ce v-am spus. Când vedem cum de multe ori ne vedem așa de... lăsăm așa mult de dorit. Adunarea. O vedem sâmbătă, vine seara, duminică după masă, ieși acolo cât un suflet. Mai mult nu vă spun. Cei care lipsiți sau când veniți așa târziu, cum aveam obicei altă dată când mă duceam la biserică, când nu cunoșteam pe Domnul, mă duceam mai la urmă și mă duc și eu acolo. Faceam un act de prezență pentru câteva minute, luam lapă și plecam acasă, acolo la biserică. Asta nu-i credință. Haideți să învățăm. Mulți nu știu nici măcar cum se vorbească cu celorlalți de lângă ei. Și trăim în adunare. Avem pretenția că suntem creștini. Ce creștini poți fi când de pe limba ta apar cuvinte jignitoare? Cuvinte care cel care
căruia îi vorbești, se simte umilit, se simte rănit. Ce crește în postul? Ai citit tu cuvântul din Cântarea Cântărilor în care se spune mergi la ce se află sub limba ta, ți-ai pus întrebarea când vii cu un cuvânt care înseamnă o travă pentru cel căruia îl spui. Cât te asemeni tu cu cel din Cântarea Cântărilor? Când spune mere și noapte să fie sub limba ta, haide să-mi răspundă la ta. Credeți că așa? Așa am spus cu imamă. Dacă nu vă sem să vorbim acum aici cum trebuie, și dacă ar fi să ajungi în cer, dar nu ajungi așa să știi, dar hai să zicem că ajungi. Hai să te pomenești că acolo tot așa se vorbește. Cu Pavel, cu Moise, cu Ioan, și chiar și în fața Domnului. De ce? Pentru că tu moștenești răul acesta de pe pământ. Numai că din, nu ajungi acolo, ca să se fie vindere. Că dacă nu vezi aici să știi cum se vorbește, dacă nu știi ce înseamnă iubirea și respectul pe care trebuie să-i dai fiecare care îi vorbești, notează bine, împărăția nu-i pentru tine să știi. În Biblia vorbește acolo că nimic întâlnat nu va intra, să știți, Mântuitorul Iisus a spus, când își ducea crucea și femeile își băteau pieptele de durere, prinsă-vă pe voi și apoi spune mai departe, și dacă pomului verde îi se face așa, cum va fi cu cel uscat? Auzi? Pomului verde, el era pomul verde și uitați-vă la ce încercare grea a fost supus. De aceea, nu se poate vorbi. E adevărat că Mântuirea se capătă în dar, dar darul acesta nu înseamnă pomană. Știți? Nu înseamnă pomană. Darul acesta cineva a plătit foarte scump pentru el. Și dacă nu știi să-l prețuiești, notează bine cuvinte care a spus Iisus Domnul. Nu aruncați mărgăritare și mai mult cuvânt. Biblia e mărgăritare. Dacă nu știi să-l prețuiești, te încadrezi în rândul acelora de care a vorbit Iisus. Nu aruncați. De aceea, cuvântul spune, cine doarme, să se trezească, să ne trezim o dată și să știm că ce spun e adevărat. Când mă mărturisesc că sunt un rob al lui Hristos, sunt un copil al lui Dumnezeu, cei care sunt pe lângă mine, ei trebuie să vadă în cuvântul, în mișcările mele, în purtarea mea, într-adevăr, așa se spune despre ucenicii Domnului. Vrăjmașii lui Iisus, preoții, cărturare, care nu l-au putut suferi pe Iisus și l-au condamnat la moarte. Și după înviere, când acești ucenici ai Domnului l-au mărturisit, spune cuvântul în fapte, și au cunoscut că aceștia au umblat cu Iisus. Auzi ce interesant! Au cunoscut. Erau vrăjmașii lui Iisus, dar felul lor era așa de asemănător cu ce știau despre Iisus când era în viață, când era printre ei, încât spune cuvântul și au cunoscut că au umblat cu Iisus. Se pune întrebarea, cunoaște cei de lângă noi că umblăm pentru adunare, pentru că nu mai știe, zicea, să-i pocăim pentru adunare. Și când te vede într-un fel cum s-a mărturisit la o lungă, de către cei de afară, și noi am crezut că la pocăință ceva mai deosebit, dar și la fel ca și la noi. Mărturie, da, de cei de afară. Pe aia e nuntă creștină, Domnule. Este o rușine. Nu spun nici în ce biserică s-a petrecut și nici cine a spus acest lucru. Dar e un adevăr, eu nu vă spun nici în ce știți. Deci, iubiți-i mei, frați și surori, avem un suflet. Odată trecem pe aici. Pe unde trec astăzi, eu nu mai trec niciodată. Ce sunt acum, nu voi mai fi niciodată. Dacă astăzi Hristos Domnul m-a chemat și mi-am deschis inima și l-am primit cu bucurie în sufletul meu, am comoara. Și Biblia vorbește limpede că unde se este comoara, este și inima. Și un om, ca să devină un sfânt, că fără a fi sfânt, în cer n-ajungi să știi. Până ce Hristos nu se este comoara,
Căci comoara te face să ascunzi și să trăiești. Un om când iubește pe cineva, își dovedește dragostea față de acel pe care îl iubește prin fapte, să știți, el totdeauna are în vedere dorințele, gândurile, ceea ce știi că îl poate face fericit pe acel pe care tu îl iubești. Asta înseamnă comoară. De aceea, iubiții mei, frate, când citim despre David în psalmii lui și în toate scrierile care sunt pentru el, era împărat, era bogat, avea putere, putea să se laude cu împărățirii care le-a câștigat și bogății și în sfârșit. Dar el spune și nu mă voi lua pe nimic decât cu Domnul și cu cuvântul lui. Cu Domnul și cu cuvântul lui. Iată oamenii ca aceștia intră în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, fără o dezbrăcare de noi înșine, fără o ajungere la această credințare pe care o dau Scripturile, nu poți să ai adevărata bucurie a mântuirii. Că bucuria mântuirii constă în faptul că Hristos e în tine. Când Fecioara a primit vestea și și-a spus că facă-mi-se după cuvintele tale, inima i s-a umplut de bucurie. Și pe dată apare cântarea. Deci mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Care am cauza, pricina acestei bucurii? Pentru că în momentul în care ea a crezut vestea care a crezut-o Îngerul, Hristos cuvântul a și luat chip în ea. Și Dumnezeu de care vorbește ea acolo, ce mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, unde era? În cer? Nu, era în Iacob. Când înțeleg lucrurile așa, lauda noastră cu Domnul, este o poveste lume. Ea nu este că vreau să mă laud, cum ne judecă cei de afară când zice că sunt mărci, nu că asta e o laudă. Tot e de așa. Mai diavolul e acel care îmi bagă aceste bețe în ochi a nu mă lauda cu Domnul. Pentru mine, lauda mea e Hristos. Iar când vorbesc despre credința și nădejdea mea, este ceea ce știu că Tatăl a făcut pentru mine. Iar ceea ce a făcut Tatăl pentru mine este faptul că a putut să-și rupă de la inimă pe unicul Său Fiu și să-L aducă jertfă pentru păcatele mele. Ăsta este prețul prin care Dumnezeu m-a mântuit. De aceea, în fața dracului, nici vorbă să fiu de acord în ceva cu El. Absolut cu nimic. Iar dacă pentru acest lucru trebuie chiar și cu viața mea să răspund, slăviți să fie numele Domnului. Dacă vrem cu adevărat să știm dacă suntem creștini sau numai de nume. Noi nu suntem creștini numai de nume, să știți. De aceea, în puterea acestei credințe, se mărturisește Evanghelia. Asta înseamnă puterea de care vorbește Pavel când zice nu mi-este rușine de Evanghelia lui Dumnezeu. De ce nu era rușine? Pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricui crede. Și Pavel continuă mai departe cuvântul și zice de la versetul 16 mi-a rămas. Și darul fără plată nu vine ca pentru acel unul care a păcătuit. Căci judecata venit de la unul a adus o sândă, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare. O, ce frumos! Aici iarăși vine întrebarea. Ne vedem noi încadrați în această hotărâre de iertare? Nu știu cât putem noi să percepem, dar eu vă spun practic ce s-a întâmplat cu noi în închisoare. Se mai dădea decrete de amnistie, dar toți așteptam cu gura căscată, iertați-mi expresia, să vedem cum a fost și eu pe lista aceea, se citea și așa sunt cei care se bucură de această amnistie. Eu sunt rămâneam mai departe tot în față. Aia plecau. În urma acelei hotărâri, veniți de la guvern, pentru anumite categorii sau anumite fapte, iar restul rămâneam mai departe acolo. Când a venit pentru noi, când a fost eliberați, tot în urma unei hotărâri, tot ce este deținut politic,
indiferent de ani de pedeapsă, indiferent de fapta săvârșită, tot ce este încadrat ca politic va fi eliberat. Era amnistie generală. Deci era limpede că nu avea să mai rămână în lanțul nici un om politic. Pentru că noi, pentru credință, tot în articolul de politic ne-a încadrat. Deci era limpede. Când am adus această veste în închisoare, când m-am dus afară și am adus ziarul, nu vedea decât numai cărcile aruncate peste toată lumea. Deci nu mai era o teamă. Deci dacă ar fi fost vorba numai de o anumită categorie să plece, toți ar sta fi stat așa cu multe bandă să se citească lista și nu mai avea să vede nicio cărcile aruncate în sus. Pentru că toți trebuie cu inima tremurând, oare eu sunt sau nu sunt. Dacă în vestea a fost că pentru toți, e clar acum, toți plecau. Păi asta este hotărârea de iertare care a auzit Dumnezeu. Cum spune? Pentru toți oamenii. Și dacă e pentru toți, nu mai contează nici faptele care le-ai făcut, nici păcatele săvârșite, nu mai contează nici o sândă la care te așteptai, nimic. Toate au căzut datorită hotărârii lui Dumnezeu, care printr-o singură jertfă, spre cuvântul, a făcut desăvârșit o dată pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți, adică puși deoparte pentru El. Asta este Evanghelia. Ne punem întrebarea, cei care stăm pe bancă aici, avem noi această credințare fericită? Cât te bucuri tu de acest har al lui Dumnezeu? Când vin numai și prins câteva minute de adunare și de toți acasă, iar după masă, în loc să vină, stai și te uiți la televizor să vezi, nu știu, toate nezbâtele care sunt acolo. Iubiții frați, haideți să învățăm, să ascultăm cuvântul, dacă vrem să mântuim, ne mântuim sufletele. Iar dacă crezi că tot mai mult face viața asta decât ce se spune în Scriptură, duce. La ce mai buzi lumea? Du-te în lumea, acolo trăiește viața aici cum vrei și termin povestea. De aceea să învățăm, să ascultăm, să știți. Că nu ne pierdem sufletele. Căci cei care n-au pe inimă mântuirea și își trăiesc viața lor de lume, în mijlocul unei adunări, mai strică și pe cei de lângă ei. Să știți, asta fac. Decât să mai strici, mai bine nu mai fi. Dacă n-ai gând să-ți mântui sufletul. Apostolul Pavel continuă mai departe și spune că după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om cei mulți vor fi făcuți neprigăniți. Cum trebuie privită mântuirea noastră? Ca un merit al nostru, ca ceva care noi am făcut ca să ajungem la această stare de neprigănire? Nici vorba de așa ceva. Dacă noi ne-am născut în păcat, cum s-a vorbit mai înainte, pe ce rău a făcut copilul ăla care vine pe lume și îl vedem că moare? El n-a făcut niciun rău. Și totuși moartea îl ia. Care este cauza? Pentru că vine dintr-o sămânță a păcatului. Păcatul care îl moștenim de la primul om, de la Adam. Și nu contează că e copilărirea lui Dumnezeu. Se pune întrebarea, dacă eu ajung în Împărăția lui Dumnezeu potrivit cuvântului, mă întreb, datorită vredniciei mele? Nu. E un altul. Eu ascult cum ascult, mereu tot și mustrat și în sfârșit, dar așa cum sunt, merg pe cale. Când se vorbește despre neprihănirea lui Dumnezeu, iubiții mei frați, asta nu este o haină cârpită. Asta este o haină nouă. Iar când vorbim de această haină nouă pe care o prezintă Biblia, e neprihănirea lui Hristos. Și în această haină numai ne putem prezenta înaintea Tatălui Ceresc. Știți? De aceea, când citim și în Zaharia, capitolul 3, și în alte locuri în Evanghelie, de Îngerul poruncă despre Iosua îmbrăcat în haine și dezbrăcați-l de hainele murdare și îmbrăcați-l în hainele sărbătoare. Hainele sărbătoare e vorba de odihna veșnică
la care suntem chemați de Dumnezeu, o dignă pe care o căpătăm prin moartea lui Hristos și datorită jertfei lui Hristos, haina murdară este înlăturată și suntem îmbrăcați în acea neprihănire a lui Hristos. Căci Biblia spune că pe El Dumnezeu Tatăl pentru noi l-a făcut neprihănire, răscumpărare, sfințire și așa mai departe, înțelepciune. Deci toate acestea care avem nevoie să putem să ajungem în cerul, le avem în Hristos. Vă rog pe toți care suntem aici, trăim noi această bucurie, că fără acestea nu poți să ajungi drag în cer. Îl ai tu pe Hristos, ai tu nădejdea că El pentru tine este răscumpărare, El este neprihănire, El este înțelepciune, El este ce am amintit mai înainte. E bună întrebarea? Sigur că da. Că dacă nu ne întrebăm acum, ne vom întreba mâine, dar va fi prea târziu. Să ne întrebăm acum, ca să știu calea pe care merg, mă duce ea la locul unde doresc să ajung. Iubiții mei, frați și surori, să nu ne jucăm cu sufletul. Mântuitorul a spus un lucru foarte minunat despre suflet. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea și în schimb își pierde sufletul? Nici o ispravă n-ai făcut. Ai câștigat lumea. Când va ține bucuria ta, dacă o poți numi și asta bucurie? Că dacă câștigi o lume, păi ai o lume de grijă în capul tău și fericit nu mai poți să fii. Și toate astea se întoarnă la mormânt. Mai mult s-a dus și lume și tot ce ai gândit că îți va da viață de aici. Dar dacă l-ai primit pe Hristos, chiar și aici, în toate suferințele și în încercările pe care ești supus uneori, din pricina Mielului Lui, ești tot fericit. Iar când Dumnezeu mâine ne va dezlega și vom ajunge cu El acasă, orice lacrimă, orice suferință, orice amărăciune, orice otravă care am gustat-o aici din pricina numele Lui, va dispare pentru totdeauna. Și îmbrăcați în haina, în neprihănirea Lui Hristos, ne vom putea bucura în prezența Lui, în prezența Tatălui, cum spune în Apocalipsă. Deci și robii Lui îi vor vedea fața și robii Lui îl vor sluji. Asta este chemarea pe care o avem noi din partea lui Dumnezeu, dragii mei frați. De aceea, cuvântul, dacă pare uneori tăios, Biblia vorbește, că cuvântul e o sabie, păi dacă e vorba de sabie, păi Iisus a spus, și eu n-am să aduc pacea. Păi nu-i convine firii pământești când aude așa cuvinte care zice, prea a trebuit, dar prea, prea de tot. Întrebarea se, dar cui nu i-a convenit? La doamna firii. Ei nu i-a convenit. Nu-i convine. Un Hristos în felul lumii, dar cum să nu fie bun? Ești pe cale, ești departe cât de cerul de pământ de adevărata cale. Hristos este calea. Și Ioan a spus un lucru foarte interesant. Cine vrea să fie cu Iisus, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Întrebarea, cum a trăit Iisus? S-a făcut ascultător. Nu spune așa Scriptura. Și ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Îmi pun întrebarea, am învățat eu să ascult. Ce fel știu eu să ascult? Iertați-mă că fac această observație, dar o fac pentru că se știu. Pentru că vă iubesc și doresc ca nimeni să nu rămână afară. Când vine ora de adunare și tu stai în casă, și vine când deja și rugăciunea s-a făcut și tot, eu nu ții așa cum se numai, dar se cheltuie acolo și motorină și oamenii așteaptă și... Nu? Ce părere aveți? Sigur, e un cuvânt prin care e mustrător, dar cuvântul așa și spune chiar. Învață, mustră și îndeamnă. Este scris așa. Și o datorie a noastră să facem acest lucru spre binele nostru, la toți. Suntem un mănânc de suflete. Să fim model celorlalte biserici. Model în ascultare. Model în trăire. Model în felul cum îl cunoaște pe Hristos și atunci când tu vei sta de vorbă cu un altul din altă biserică evanghelică
să nu spună, cum au obicei, când aude de oastră, Domnul, ce știți cu popa, cu poma, da? Eu sunt cu poma și cu poma, eu umplu cu Hristos. Și în mie să se facă cuvintele lui Hristos. Și atunci vor vedea și vor spune, stai mă, că nu e așa ce am gândit despre ei. Asta este mărturia care trebuie să o dăm. Ba încă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Pentru că după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viață veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. E frumos cuvântul? Păi cum să nu fie? Ce înseamnă Evanghelia? Vestea bună. Ce este el? Cuvântul. Avem spune, e cuvântul mântuirii voastre. Păi dacă e cuvântul mântuirii mele, slavă Domnului, am vorbit mai înainte despre acel decret. Ce era acel decret dat de guvern care era atunci? Era pentru noi. Era decretul nostru, prin care am devenit liber. E descătușat de lanțuri și din nou întors la viața pe care am avut-o mai înainte de acela de stat. Luăm noi acest cuvânt ca fiind cuvântul deslobirii noastre. Iată, vă aduc o veste bună. Când citim în Isaia, acolo despre poporul care era în întuneric și Domnul găsește mântuirea și când îi trimite pe aceștia ca să aducă această veste bună, știți cum spune Isaia? Zice, ce frumoase sunt picioarele celor ce aduc vești buni, a celor ce vestesc Evanghelia. Picioarele? Dar de ce sunt așa frumoase? Când, de fapt, picioarele noastre, cum a spus Iisus și lui Petru, cine s-a scăldat nu are trebuință decât să-și spele picioarele ca să fie curat. Picioarele curate nu pot fi decât mergând pe o cale curată. Și această cale curată nu e decât Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul zice, ce frumoase sunt picioarele celor ce merg sau celor ce aduc vești bune. Aceste picioare sunt încălțate și vom vedea un cuvântul care va fi denumit acel care reprezenta legea. Era după obiceiul evreilor, când unul nu avea puterea să răscumpere pe cel care avea să-l răscumpere, trebuie să fie descălțat, lăsat descurs. Și este simbolul acele suflete care nu au puterea ca Dumnezeu prin ei să-și facă lucrarea. Nu sunt folosiți, nu merg pe această cale, nu sunt încălțați cu grâva Evangheliei. Și acolo așa arată. Îl descălța și era numit, iată, ăla, desculț, adică îmi bat jocul. Și acolo îl reprezintă acela desculț, legea care n-a putut pe nimeni să răscumpere. Dar vom vorbi de larg atunci când va fi să fie părătorul Domnului, probabil după masă. Dar e o minune acolo, ca să poți să dai seama ce înseamnă cuvintele Scripturii. Întrebare, cei care suntem aici la adunare, avem noi picioarele încălțate cu râd la Evanghelie? Ce zice? Hai să ne punem așa să întrebăm. Putem noi să spunem, cum spune prorocul, râdna casei tale, mă mănâncă? Când vezi pe cineva care batjocorește cuvântul sau când cineva tăgăduiește Evanghelia, când cineva caută să ține cale cuiva care caută mântuirea și-o vezi, că vine cu postirile lui și caută să-l îndrepte în altceva decât spre Evanghelie. Se pune întrebarea, ce simți tu în sufletul tău când vezi pe dracul, cum se folosește de cei fără minte ca oameni să nu ajungă la mântuire? Dacă stai cu mâinile încrucișate, ce rog poți să te numești oameni Hristos? Ce poți să spui tu mâine dacă ai să ajungi în cer? Ce ai făcut tu pentru Împărăția lui Dumnezeu? Cu astfel de întrebări se preiește viața de credință, să știi.
că până te întrebi așa, n-ai să ajungi să fii ceea ce Dumnezeu cere de noi să fii. Oameni cu râne, oameni cu dorința de a face voia lui Dumnezeu. Nu e așa o mamă dură. Tot timpul îi stă pe inimă copilul să fie bine hrănit, bine îngrijit, curat și să învețe bine, pentru că are un scop cu copilul. Dar nimeni să mai fie cu copilul lui. N-a fost mare mama fiilor Zebedei stăpânit de acest gând? Până unde a mers cu dorința? Doamne, când vei fi Tu în slavă, vreau ca acești doi copii care sunt ai mei, unul să fie la dreapta ta și unul la stânga. Păi asta este dorința unui părinte. Copilul să nu mai fie altul ca cum e copilul lui. Întrebarea pentru un păstor adevărat, care e bucuria lui? Să nu mai fie nicio adunare cum este aceasta. Ca să avem marea bucurie, acolo unde este Hristos, așa cum ne vedem aici, așa să ne vedem și noi mâine în jurul Lui. Și acum suntem în jurul Lui, e aici, dar se pune întrebarea câți de cei care suntem acum în jurul Lui vom fi tot așa și mâine. Adică, dacă toți ăștia și El e aici cu noi, avem noi încredințarea fericită că toți aceștia mâine ne vom vedea tot așa în jurul Lui, în ceruri. Cu aceste gânduri să ne trăim viața de credință. Și nu e așa, atunci se va vedea limpede în viața noastră acea schimbare, acea transformare, acea viață din Dumnezeu, așa cum a spus Mântuitorul care a zis, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Păi viață din belșug, Doamne, uitați-vă, vă rog, pe stadioanele, plouă, frig, și acolo pe bancă, uite și văd pe cei care bat o minte. Și sunt mii de oameni acolo. Iar noi, în adunare, cald, bine, tot și... Haideți să ne întrebăm. Nu-i oare aceasta o judecată acum? Sigur este o judecată. Întrebarea, dar cine e acel care ne judecă în felul ăsta? E Domnul. Se pune din nou întrebarea, dar de ce o face? Pentru că știe ce înseamnă sufletul nostru. Noi nu ne dăm seama că e perla, e acel bun pe care Dumnezeu ne-l-a dat fiecăruia și dorește ca acest suflet bun al lui Dumnezeu să nu ajungă în flăcările iadului de unde nimeni nu-l va mai scoate niciodată. O, Doamne, așa se explică mustrarea Domnului. De aia Domnul spune un cuvânt, că Domnul pe cine iubește, îl și mustră, îl și bate. Dar de ce toate astea? Pentru că știe că dacă te lasă în voia firii tale pământești, vei fi depărtat de El și odată depărtat, tu nu vei ști niciodată ce înseamnă adevărata bucurie și pace de care El ți-o dorește. Ca inimă de părinte. Fiul pierdut a mers după prostia gândului lui că în lume va fi mai fericit decât cum era cu tatăl său acasă. Și a risipit tot. În momentul când a plecat, inima părintului a știut ce nenorocire îl așteaptă. El nu și-a dat seama. A mers, a risipit tot. Bun. Și s-a văzut la porci. Uite ce prostie a făcut. Dar inima tatălui, din clipa în care a plecat, a început să ardă în el după fiul care nu l-a ascultat. Putem noi percepe mustrările Domnului când suntem certați, când cineva ne face niște observații la ochi, așa ne... Măi, s-am spus de atâtea ori, în familie mai ales, și nu învățăm Domnului, nu învățăm. Și cuvântul vine și mai tăios. Toate astea le face Dumnezeu pentru că ne iubește. Nu vrea ca sufletele noastre să ajungă acolo de unde nimeni niciodată nu va mai scăpa. Nimeni, niciodată. De aceea, să luăm toate aceste sfaturi, învățături și îndemnuri ca venite de la Domnul, ca unul care știm că ne iubește cu adevărat. Îl iubesc pe Domnul. De ce îl iubesc? Pentru că când privesc la cruce și când îl văd răstignit și îmi pun întrebarea, pentru ce a trebuit să fac așa? Pentru că m-a iubit, a părăsit cerul, s-a născut într-o iesle, Fiul lui Dumnezeu, cel înconjurat de mii și milioane de îngeri care i-aveau slavă, i-a lăsat acolo și a venit pe pământ frumos și
și și-a petrecut viața ca om dintre oameni, plin de har și de adevăr, adică felul lui minunat, așa a rămas, într-un trup asemănător cu al nostru. Și când a venit momentul hotărât ca să-și aducă viața ca jertfă, s-a tot hotărât spre Ierusalim, ce știa că îl așteaptă? Știa, ducea după el și pe trădătorul, pe vânzătorul, pe diavolul, care tot timpul, în cei 3 ani și jumătate, ochii satanii tot timpul îl urmărea pe Iisus. Și aștepta să ajungă să fie mai mare, dacă Iisus va fi împărat, cum se spune, și eu să fiu mare ministru, și în sfârșit, gândul lui Iuda, ăsta a fost. Și Iisus l-a răbdat. Și noi ducem după noi. Fiecare își cunoaște crucea. Și a ajuns la Ierusalim. A urmat tot ce știm că este scris. Și a venit momentul, să spunem, de față. Iată, unul din voi mă va vinde. Unul din voi, toți au fost cuprinși de teamă, nu cumva sunt eu Domnul. De ce așa? Fiecare își vedea slăbiciunile. Își vedea cum și noi îi vedem. Și când se vorbește despre că nimic întâlnat nu va intra, pe dată vine teama, Doamne, dar și eu cu toate. Și eu am greșelile mele, oare ce va fi cu mine? E teama pe care am avut-o și ucenicii. De aceea cuvântul care l-am citit în dimineața aceasta de aici, din România, e valabil pentru toți. Dacă credem că Hristos e acel pe care Tatăl l-a uns ca mielul de jertfă pentru nispășirea păcatelor noastre, să-i dăm slavă de Dumnezeu. Pe ușor inimii noastre să se vadă sângele lui Iisus Hristos. Și atunci nimicitorul, cum s-a scris în cartea facerii, în Evrei a fost și în cartea Exodului, izbăviți de puterea faraonului, unde a văzut sângele, aveți mai departe. Care este adăpostul acestui adunare? E sângele lui Hristos, mielul de Dumnezeu. Care, în ce constă credința și nădejdea cu vom ajunge acasă la Domnul? E sângele lui Hristos. Ce este Hristos pentru noi? E Paștele. Paște înseamnă mielul. Ce este cuvântul ce-l ascultăm? E mielul, e carnea. Iisus a spus, dacă cineva nu mănâncă trupul Fiului și sângele meu, nu are viață în el. Iudeii au gândit că chiar așa trebuie. Și Iisus a spus, și cuvintele care le-a spus, eu sunt Duh și viață. Când eu ascult Evanghelia și aflu din Evanghelie ce a făcut Tatăl pentru mine, și când privesc la Golgota și văd pe Iisus răstignit, bătut în cuie, păi eu trebuia să fiu bătut în cuie, nu el. Eu n-am avut nici o vină, nici un păcat. El este Creatorul meu. Și descoper cât de mult m-a iubit Dumnezeu. Am fost judecat de mulți în lucrare. Că sunt prea exigent, prea de tot așa cu cuvântul. Cum nu pot să fiu altfel. Și îl rog pe Dumnezeu Tatăl care este și cu noi, cât mă va ține în viață. Așa vreau să mă țin el, prin harul lui. Nici vorba, orice ar fi și orice mi s-ar cere, vom compromis cu cel rău niciodată în place. De aceea să ne rugăm lui Dumnezeu să ne păstreze în acest har, în această stare de har, ca la venirea lui să nu fim găsiți goi, cum s-a întâmplat cu primul om. În urma păcatului s-a văzut gol. Și când a spus omul, când a fost îndat, de ce te-ai ascuns? Păi zice, pentru că sunt gol. Și l-a zis, dar cine ți-a spus că ești gol? Nu-i nevoie unui om nemântuit să-i spui pe păcătos, să-i spui că este nemântuit. Nu! Cugetul lui, o spune. Așa a spus Adam. Domnul a întrebat la Iisus, dar cine ți-a spus că ești gol? Păcatul care îl săvârșiseră
l-a făcut să se vadă gol. Când Biblia vorbește acolo că dacă inima nu ne osândește, avem îndrăzneală, nu ne osândește în momentul când știu că între mine și Tatăl s-a făcut pace. Dar această pace, dragul meu, nu-i gândul că vezi, Doamne, eu mai sunt un om, îmi iubesc ochii, îmi iubesc vecinii, eu mai fac fapte și mă trudesc și mă tot trudesc și mă tot trudesc. Ei, ca tare, Dumnezeu, ești fai cu mine. Da? Întrebare. Te răspund cu toate astea? Faptele bune vor fi răsplătite. Ce are putere să te răscumpere, e ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Pe jertfă la Golgota nu e jertfa noastră. Tatăl a adus-o și a fost o jertfă nu de tau, nici de țap, nici de mie, ci prin unicul său fiu l-a dăruit nouă ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Când un om este pătruns de acest adevăr, atunci el își trăiește viața în frica de Dumnezeu. De aceea Pavel spune, duceți această mântuire, cum sunt o duce? Până la capul cu frică și cu cutremur. Așa se mântuie sufletul, nu cu fel și fel de cuvinte care te fac să te amețească. Doamne, ce minunată este viața cu tine! De cât hal se pot bucura cele suflete care au ajuns să te cunoască pe tine ca mântuitor de viața lor. Toți cei ce se încred în Domnul, spune cuvântul, se laudă că sunt fericiți. Pe cum să nu te lauzi? Cum să nu te lauzi? Și Paul la... Și bă, tu îți dai seama unde ea frece? Probabil eu nu dădeam seama că fața tot timpul radia de bucurie. Și el observa la închitator. Și bă, dar tu nu ne trebuie să știu că ești aici. Uita lumea și nu putea să înțeleagă. Era Hristos în Iisus, era pacea lui Dumnezeu. Lanțurile lor, amenințările lor, chinurile groaznice la care am fost, n-au avut nicio putere dragă asupra noastră. Așa se explică cuvintele Mântuitorului când a vorbit despre puterea cu care noi vom fi îmbrăcați. Vă dau toată puterea, peste toată puterea vrăjmașului, ca nimic să nu vă batele. Noi n-am știut ce este frica, n-am știut vorbe goale. Cum veți vedea în carte care o citiți acolo, când a citit condamnările, acolo erau. Fraților, ei au dat cât au vrut și noi vom sta atât cât a hotărât Dumnezeu. Când a spus cuvântul ăsta, parcă ne-am pus foc la piau și ești afară în cel. Dumnezeu e minunat, mă, pentru noi. El este așa cum spune Scriptura, Dumnezeul minunilor. De aceea îl iubim, pentru că ne-a iubit El mai întâi. Credința noastră nu este o închipuire a minții pe care nu o fac din ceea ce eu mă gândesc că fac una și fac alta și închipul că sunt și eu mântuit. Nu! Credința mea se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și pe faptele lui Dumnezeu. Căci dacă Biblia spune despre părintele Avraam că are cu ce să se laude în ce privește faptele, tot Biblia spune are.